Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vă arăt cum să aveți mai multe skinuri de noob. De fapt, nu de noob, de caractere vechi. 2006-2007, să începem. Am să vă arăt versiunile. Sunt și unele care n-aveți nevoie de Robux, dar și unele care aveți nevoie. Haideți să începem, eu ce trebuie. Vreau să vă spun dacă se va începe. Prima dată, intrați la avatar. Vă scoateți fața ca să o aveți pe asta. Vă scoateți tot ce aveți pe caracter. Eu o să mi-l fac înapoi. Vă scoateți tot ce știți voi că aveți pe el. După aia vă faceți caracterul pătrățos, vă arăt eu cum. La accesorii mi se pare că era. Da. Ok. La body. Eu am scoasă fața deja, vedeți că n-am niciuna, dar vă dă pe asta automat Robloxul. Nu, să nu vă scoateți capul. De fapt, capul lăsați așa. Vedeți? După aia intrăm la... Scuzați-mă, am uitat să-mi scot ăla. Tot de nou o să dau aici și vă scoate și blugi sau ce aveți voi, classic pants. Am uitat că aveam și o dată acolo. Și vedeți că momentan caracterul mi arată cam așa. E bine. Am mai făcut un vlog cum să aveți skin-ul de noob și o să vă mai arăt încă o dată. V-am spus. Scoateți tot ce aveți. Tot ce aveți voi aici. Ok. Stați așa să văd dacă trebuia și capul. Cred că trebuie și capul, scuzați-mă, trebuie și capul. Da, trebuie și capul, scuzați-mă că am spus așa. E bine, tot ce aveți voi de făcut este... Să, stați așa. Să intrați aici, vă arăt eu unde, la skin. Și să dați la Advanced. Sau Advanced, la head, fiți atenți să caut culoarea potrivită, troso. Apropo, la troso trebuie să puneți, vă fac skin-ul de noob mai întâi. Ok, vă arăt și alt fel de skin. Lift arms, să fie așa. De fapt, hai mă, și trebuie să fie la fel. Vă arăt cum să obține skin-ul de noob prima dată. Ăsta este 2006, când a apărut Roblox-ul prima dată. Ok. Stați așa că la trosă trebuie să pun. Așa, și după cum vedeți, picioarele, scuzați-mă, că eu mereu greșesc. Hai că dau și eu la arm, la legs, aici, scuzați-mă. Și după cum vedeți, acum aveți un skin de noob. Ok. Următorul skin pe care aș vrea să vi-l arăt, stați așa puțin,
că nu știu eu, că nu-l găsesc. Nicăieri, habar n-am unde-o fi. Este... Fiți atenți la mine unde te spun. Este din 2007. Trebuie să vă faceți corpul așa, alb. Și mâinile trebuie să le lăsați așa. E bine. Stați așa, că nu mai știu eu unde era. Ok. Astea. Picioarele, vi le faceți galbene. Asta o să trebuiască să vă dați 2 Robux pe ea. O să trebuiască să vă dați 2 Robux pe această chestie. Căutați în 2006 logo, adică sigla 2006. Ok. Dă mai jos. Pentru... Vedeți? Roblox Old Logo 2006. De fapt, nu trebuie asta. Scuzați-mă din tot sufletul meu că... Nu prea găsesc eu aici unde era, că știu că era unul. Dar nu mai știu. Ăsta. Roblox Old Logo. Vedeți? Vă costă 2 Robux. Dacă nu vreți, puteți să lăsați așa caracterul. După aia să vă arăt ce trebuie să faceți. Vă duceți la clothing, vedeți că v-a apărut ceva și dați la classic shorts. Și hopa, vă apare ăsta, dați aici. Și după cum vedeți, avem ăsta. Deci un caracter mai vechi. Și am să vă arăt și skin-ul de noob, că și așa trebuie să faceți și skin-ul de noob. Deși la skin-ul de noob, trebuie să-l faceți și așa și la skin-ul de noob. Ok. Tot așa, dați la... Așa, bine, așa vă recomand să faceți și la skin-ul de noob. Ăsta vă costă 2 Robux, v-am spus. Skin-ul de noob. Așa e bine. Hai mă pun. Ok, o să încerc așa, să văd dacă merge. A, așa. Mereu dau pe ăsta, scuzați-mă. Așa este ăla, adevărat, de noob. Acesta este cel de noob, dar varianta adevărată. Cu Roblox acolo, de scrie el, Roblox. E bine. Să trecem la următorul skin. Mă mai uit și eu pe YouTube ce skin-uri mai arată ăștia pe aici. O să caut Roblox World Cool Avatars. Așa. Adică avatare cool. Stați așa. 2007. Așa. O să caut eu. Ok. Vedeți că ăsta e skin-ul de noob adevărat cu Roblox acolo. Ok. Următorul skin care vreau să vi-l arăt se face așa. Tot așa vă faceți corpul alb. Lăsați tot ăla pe el. Așa, să văd dacă așa era. Leftarul.
A, da, e bine. Ok, și vă faceți așa skin-ul. La picioare puneți negru. Nu, scuzați-mă. Și după cum vedeți, avem tot un skin. Ăsta e versiunea din 2007. Adică așa arătau înainte, în 2007, caracterele. Doar vă învăț câteva. Ok. Încă trebuie să vă mai lăsați ăla de la Roblox. Deci vă lăsați ăsta de aici, eu o să mi-l scot ca o să-mi fac de nou caracterul. Bine, o să-l mai țin puțin, adică după ce închid vlogul, nu o să fac ala ăla de rub, o să mai țin puțin acolo, după 2 ore cred că o să-l schimb. Da, hai după 3 ore cred că o să-l schimb, ok. Nu, ok, trebuie mai întâi să intrați la head și vă puneți culoarea asta. La corp vă puneți așa verde. Vă lăsați așa mâinile. La picioare vă puneți, stați așa, așa. Și după cum vedeți, am făcut un skin tot din anul 2007. Ați auzit bine? Tot un skin din anul 2007. Ok. Tot în 2007 și ăsta, nu trebuie să vă temeți chiar deloc, deloc, deloc. Yeah, yeah. Ok, hai să terminăm prostiile, să nu ne mai prostim atâta. Ok, al doilea caracter, dacă vreți să aveți unul 2007, trebuie tot să aveți acesta cu Roblox. Bine, dacă vreți, nu puteți să-l folosiți neapărat, dacă n-aveți, aveți 0. Eu am 125, pentru că era 127, dar mi-am cheltuit cu ăsta, cu 2 Robux. Hai să termin cu vorba și să încercăm să-l facem. Prima dată, capul, adică la toate trebuie să aveți acest ăsta. Doar la trosul, dați pe ăsta. Și, tadam! Vă dați seama, doar cu o culoare, doar cu una singură, am reușit să-l facem. Unul tot în 2007. Vedeți? Ok. Ce vreau să vă mai arăt acum este, stați așa că nu prea mai văd multe chestii. Ok. Da. O să vă arăt și mâine cum să aveți skin-ul de de Builderman, pentru că costă câțiva Robux buni, care unii dintre voi știu că n-aveți. Deci, o să vă arăt următorul. E bine. Stați așa ca exact în secunda 2 vă arăt. În secunda 2 o să terminăm și cu vorba și în secunda 2. Ok. Eu cred că a trecut vreo 26 de secunde, dar n-are nimic. Ok. Ce vreau să vă mai arăt eu? Ce caractere știu eu că mai exista pe vremea aia? Stai așa.
Eu cred că exista. Fiți atenți la mine. Eu cred că exista caracterul, fiți atenți. La tros, o vă schimbați. Pe bune? Am dat la trosul. De ce nu merge astea? Ok. În fine, cine știe ce să fi mai întâmplat și acum? Bun. Intrăm din nou pe ăsta. Și după... Acum am să vă arăt un caracter. 2008. Deci, prima dată. Vă scoateți ăsta cu Roblox care l-ați cumpărat. Stați așa. La clothing și classic t-shirts. Vă scoateți și intrați la body. Și o să trebuiască doar capul să vi-l lăsați așa. Toate va trebui să vi le puneți pe negru, în afară de cap. Capul nu trebuie. Stați așa. În fine, cine știe ce o să mai întâmpla și cu Roblox-ul ăsta ciudat. Trebuie să-l puneți pe ăsta. Și după cum vedeți, am creat un caracter 2008. Eu o să-mi țin vreo 3 ore skin-ul de noob și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!